fost convocată ședința Consiliului Local în data de 25.1.2018 cu următoarea ordine de zi. 1. Proiect de hotărâri privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniu Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, inițiator primar. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea stadiului de oportunitate pentru delegarea gestiunii activității de colectare și transport a deșeurilor municipale municipiului Bacău și 22 de comune limitrofe și a modalității de gestiune a serviciului de colectare și transport a deșeurilor municipale municipiului Bacău și 22 de comune limitrofe. Inițiator, domnul primar. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii și încheierii contractului de delegare prin concesionarea gestiunii serviciului de operare a instalațiilor deșeuri în județul Bacău. Inițiator, domnul primar. Punctul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale Asociației Dezvoltare Intercomunitare Bacău. Inițiator, domnul primar. Punctul 5. Proiect de hotărâre pentru modificare anexei numărul 1 la hotărârea Consiliului Local Mărgineni, județul Bacău, privind aprobarea masterplanului în sectorul de apă și apă uzată din județul Bacău cu modificările și completările ulterioare. Inițiator, domnul primar. Punctul 6. Proiect de hotărâre privind organizarea rețelei școlare în Cona Mărgineni, județul Bacău, pentru anul școlar 2018-2019. Inițiator, domnul primar. Punctul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de analiză și acoperire a riscurilor cu unei mărgini în varianta actualizată la data de 10.1.2018. Inițiator, domnul primar. Punctul 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului urbanistic de detaliu pentru investiția, construire, locuințe P plus M, anexe și împrejmuire, amplasat în satul Luncani, Cona Mărgineni, Bacău, beneficiar Strugariu Ion. Inițiator, domnul primar. Punctul 9. Proiect de hotărâre privind analiza desfășurată de către Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Mărgineni în anul 2017. Inițiator, domnul primar. Punctul 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului bugetar al secțiunii dezvoltarea Comunei Mărgineni din excedentul bugetului local pe anii anterior. Inițiator, domnul primar. Punctul 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului urbanistic zonal construirii locuinței unifamiliare în satul Mărgineni, Comuna Mărgineni, județul Bacău, beneficiar Coman Gabriel Bogdan Pompiliu și Coman Eugenia, inițiator domnul primar. Punctul 12. Diverse. Pentru buna desfășurare a ședinței, vă rog să alegem un președinte de ședință. Faceți propunere. Poftiți, domnul Bardaș. Propunți, domnul Iacu. Domnul Iacu. Cine-i de acord pentru... Nu, mai... Dacă mai sunt și alte propuneri. Alte propuneri. Cine-i pentru alte propuneri? Nu mai sunt. Cine-i pentru domnul Faraoanu? Cine-i pentru domnul... 2, 3... Domnul Iacob. Dar aș ruga pe domnul președinte, dacă e de acord și dumneavoastră, domnilor consilieri, să începem cu punctul diversii, că avem pe doamna directoare care se grăbește la școală și pentru dacă sunteți de acord, bineînțeles. Da. Domnul președinte, întrucât în ședința din decembrie 2017, ați votat hotărârea cu privire la acordarea titlului de cetățean de onoare a Comunei Mărgineni domnului academician Alexandru Piru, așa, nea lui trecută cele veșnici, împlinit 100 de ani și îi dăm diploma de așa doamnei directoare, care e directoarea școlii generale Alexandru Piru. Vedeți, față, doamne. O onoare care ne obligă să păstrăm memoria
academician Alexandru Sirup și în momentul în care vom face o activitate o să vă invităm la școală pentru onoare. Mulțumesc mult! Domnul președinte, îmi permite dacă tot o avem pe doamna directoare aici. N-am putea și punctul numărul 6, care se referă la organizarea rețelei școlare, să-l să-i dați citire și să-l faceți dezbatere. Da, ca să-i... Da. Sunteți de acord? Da. Da, vă rog. Dăm domnul Balint, vom să știu. În urma adresei inspectoratului școlar, adică primăria Mărgine, noi ai dat o adresă și inspectoratul școlar mi dă răspunsul. Adică, în urma verificării propunerii de organizare a rețelei școlare, Consiliul de Administrație a Inspectoratului Școlar Județean Bacău, întâlnit în ședință ordinară din data de 15-12-2017, constatând că sunt îndeplinite condițiile prevăzute de articolul 19 și articolul 61 din Legea Educației Naționale 1 din 2011, cu modificările și completările ulterioare, și prevederea articolului 232-242 din Legea 287-2009 privind Codul Civil Republicat, a hotărât că se acordă avizul conform pentru unitățile de învățământ preuniversitar cuprinse în anexa numărul la prezentul aviz. Consiliul Local al Unității Administrative Teritoriale va adopta cu celeritate o hotărâre privind aprobarea rețelei școlare pentru anul școlar 2018-2019, în baza prezentului aviz conform, hotărâre care va fi comunicată și prin inspectoratului școlar. Și deci avem aici unitatea de învățământ cu personalitate juridică. Mărgineni, școala gimnazială Alexandru Piru, sat Mărgineni, comuna Mărgineni, adresa aici, fax și mai multe. La Mărgineni, după aia, grădinița cu program normal, sat Mărgineni, comuna Mărgineni. Numărul nu-i scris aici, grădinița. Numărul 1, normală. Normală, aici o sunt numărul 2, dar aici e numărul 1, văd că nu. Noi am propus și numărul 1, și numărul 2, și grădinița Lucani, și grădinița Baraț, dar îmi permite să întreb cum e fac. Dar, după ce am discutat în Consiliul de Administrație de Inspectoratul Școlar, au considerat că grădinița de la școala Mărgineni să se transforme din structură, adică din grădiniță arondată, structură arondată, în nivel de învățământ. Adică școala va avea nivel preșcolar, nivel primar și nivel gimnazial, nu ca până acum cum a fost doar primar și gimnazial. Nu s-a mai dați-le voie, dați-i spune, domnul secretar, totuși după aia de dezbatere. Deci mai avem școala gimnazială sat Baraț, cu una Mărgineni, și școala gimnazială sat Luncani, cu una Mărgineni. Atât e avizul inspectoratului școlar. Discuții pe acest proiect? Pe cum să fie, da, sunt. Deci noi avem o personalitate juridică, este o singură școală. În toată comuna așa a fost tot timpul. Și acum celelalte sunt arondate la... Da, sub aceea. Anul acesta școlar sunt arondate grădinița numărul 1 din aceeași curte cu școala Mărgineni. Da, și școala Baraș, școala Lucani. Școala Baraș și școala Lucani aveau grădinița în aceeași curte cu școala. Grădinița Lucani în aceeași curte cu școala. Și inspectoratul a spus să trecem grădinița din grădiniță, structură arondată, în nivel preșcolar. Nu se închide școala, ci se transformă. Dar inspectoratul școlar nu are nicio treabă cum se organizează învățământul la nivel local. Așa a zis și domnul, acum era în vizită la Bacău, domnul ministru. Știu. Deci dumnealui are actul educațional în vedere. Restul e atributul autorităților locale. Aici e un pic câți două treburi în paralel. Ele toate aparțin de școala Alexandru Piru, administrativ. Este un singur director, nu mai simt. Dar până la urmă, deci, o să ajungă acea desfințare și acea reducere. Nu s-a desfințat. Nu corect așa. S-a transformat. Să nu ajungă la o reducere a personalului. Nu, este corect, așa cum a spus doamna directoare. S-a transformat din structura arondată în nivel de învățământ. Grădinița a rămas. Educatoarele au rămas. Nu s-a închis grădinița. Și s-a transformat dintr-o structură separată. Deci acum avem o personalitate. Nu s-a făcut nicio referire la numărul de elevi iarăși. Nu. Nu se face. Eu nu fac. Nimeni, nici inspectoratul, nici. Doar rețeaua școlară s-a pregătit cu număr de copii. Deci nu-i acum în anul acesta.
acesta școlar avem o școală cu personalitate juridică, școala gimnazială Alexandru Pirul Mocinei și structuri. Școala gimnazială numărul 1. Arundate. Arundate. Școala gimnazială numărul 2. Pardon, grădinița numărul 1, grădinița numărul 2. Școala Barați, grădinița Barați, școala Lucani, grădinița Lucani. Ei, având în vedere că grădinița e în aceeași curte de la Lucani cu școala, au scos-o din structură și au făcut un nivel de învățământ. Iar școala gimnazială Lucani are nivele de învățământ preșcolar, primar și gimnazial. S-a închis școala. Nu, dar, deci nu vor mai fi 5 subdiviziuni, vor fi doar 3. Exact. Tot rămâne grădinița, tot rămâne ca atunci am numit separat structura arondată. Da, și un fel de învățământ. Să scrie ceva cuvânt pentru punctul ăsta? Da. Supunem la vot. Țineți pentru. Împotrivă? Abținem? Abținem? Abținem la... Hai să terminăm cu diversie. La, tot la diversie avem o cerere a domnului Ivanov Cezar și a domnului Plăcintă Mircea, care vor să închirieze o suprafață de 5.000 de teren în islazul comunal, în vederea înființării unui aerodrom. Nealor au acolo hangarul ăla cu avionul, cu elicopterul, cu ce mai au acolo și acum vrea 5.000 de metri să-i închirieze din islazul ăsta. Deci nu mai o simplă cerere. Deocamdată e o simplă cerere, e un aviz de principiu, dacă nu așa, după aia să... Eu am cerut, domnul președinte, am cerut repetate rânduri. Domnul primar știe, domnul vice știe. Acel amenajament pastoral al pășunului la nivel de comună. Nu este întocmit, nu este întocmit. A cerut să mi se arate. Nu mi se arată. Domnul consemnați în procesul verbal, am ridicat problema asta și solicit să prezentați copie la amenajamentul pastoral al pășunului din Comuna Mărcinea. În termenul legal, știți voastră, în 10 zile alea aveți timp. Deci, neavând amenajament pastoral, nu puteți hotărâ soarta pășunii la nivel de comună. Nici acele contracte de concesiuni care s-au făcut cu acei crescători săraci. Ei sunt în afara legii. Neavând amenajament pastoral, nu trebuia tocmit contract de concesiune cu ei. Deci totul se rezumă a fi amenajament pastoral și ulterior se hotărăște soarta pășurii. A scris cineva la cuvânt? Documentați-vă legea 34, legea 76 din 2016, toate care privesc pășurile. Schimbarea destinației total. Nu s-a atins nimeni de pășuri. Regimul... Spune la vot. Cine este pentru? Da. Ar fi normal să dăm și cuvântul domnilor. Ce? Pentru ce să fie? Pentru. Pentru ce? Pentru a fi de acord. A fi de acord, adică de acord. Și pentru ce a spus dumneavoastră? Da. Să ia cuvântul cine aparține. Bună ziua și domnul Plăcintă, domnul Cezar Ivanov. În primul rând, în propunerea mea adresată de această întrebare, hangarul existent nu ne aparține, ne aparține unui prieten de-a nostru. Problema care se pune vis-a-vis de pista care la ora actuală există, neamenajată, la nivelul comunei dumneavoastră, este următoarea. Accesul de la hangarul existent, care aparține domnului Pascariu, din câte știu, până la pistă este foarte greu. Se face prin traversarea două drumuri, care pe timp de ploaie generează niște făgașe și care produc stricăciuni ireparabile aeronavelor care s-ar mișca pe acea cale de rulare. Venim la dumneavoastră cu dorința de a încheia o suprafață de 5.000 de metri pătrați, din care să folosim practic pentru hangar 600 de metri pătrați, plus alte câteva sute de metri pătrați pentru o mică, pentru amenajare a unei mici parcări și a căii de rulare din fața hangarului spre pistă, lângă pistă, ca să nu mai trebuiască să trecem drumurile acelea care pe timp nefavorabil sunt impracticabile aproape și pentru mașini, nu vorbim pentru aeronavele mici. Ce ne dorim să realizăm aici? Ne dorim să facem un aeroclub mic. Suntem 4 membri. 2 din Bacău, unul din Piatra și unul din Suceava. Practic, având în vedere faptul că pe pășune există acea pistă, care ea nu îi se va schimba destinația, la nivelul la care ea va rămâne pășune, noi o folosim strict pentru decolări și aterizări. Nici vor fi 4 aeronave, maxim.
cât ne putem da. E o chestie de plăcere, nu e o chestie comercială, pentru că nu dorim să facem autorizarea pistei pentru operațiuni comerciale, pentru că ar fi scoase din circuitul apei și ar veni contra intereselor agricultorilor din zonă. Practic, ne dorim realizarea unei activități de agrement. Impactul probabil va exista din punct de vedere pozitiv. Gândiți-vă că la Piatra sunt două aerocluburi, în Suceava sunt trei, în Bacău nu avem niciunul. Singurul aeroclub care l-a făcut, fostul meu instructor, cum îl chema, care a și decedat în accidentul de la Lazar, Dumnezeu să-l odihnească. Cred că merităm la nivel de Bacău să avem un aeroclub. Faptul că dumneavoastră sunteți poziționați cu acea pistă, direcția predominantă a vântului, faptul că nu sunt obstacole, practic de aceea am ales să această comună să facem chestia asta. Eu zic că e un lucru bun. Dacă la nivelul de, la nivel de comună nu există ceea ce ați solicitat dumneavoastră, chiar nu e vina noastră. Noi venim... Obligatoriu trebuie să existe acel amenajament pastoral din anul 2014. Bun, dar astea sunt niște lucruri care sunt... Păi, dar nici dumneavoastră nu puteți veni în afara legii să solicitați o concesiune. Noi nu aveam de unde să știm lucrurile astea. Eu v-am ajutat și... Da, dacă există amenajamentul, există acele măsurători, ce știi? Poate amenajistul ăla i-o fi dat destinația, alte destinații, punctul ăla. Noi... Da, să analizăm amenajamentul pastoral și după aia... Deci noi asta ne dorim. Nu credeți acum că venim acolo pe 5.000 de metri pătrați? Oricum, o zonă de protecție va trebui a culoarele, nu o să-i meargă vacile și oile printre avioane. Dar deja nu sunt motivați. Păi nu, trebuie făcut o treabă foarte tehnic și sănătos. Vă spun câteva cuvinte, numele meu Mircea Plăcintă. Deci, așa cum a spus și Cezar, noi nu dorim să stricăm absolut nimic în zona respectivă. Practic, acea pistă pe care noi o folosim, care are undeva, nu știu, 700 de metri lungime și undeva la 22-25 metri lățime, noi practic dorim doar să o amenajăm și să reînsămânțăm să fie doar iarbă. Deci nu deranjăm animalele cu absolut nimic. Vom avea niște balize foarte mici care nu deranjează și care sunt doar pentru apropierea vizuală, atâta tot. Dacă funcționați la timpul de față, cine e proprietarul de animale care pășunează acolo? Noi nu avem nicio legătură cu hangarul. Cineva e acolo, care are arondat pe perimetrul ăla. Nu? Și cum ați funcționat la înțelegere cu el? Eu am făcut școala de zbor, prima școală de zbor, am făcut școala de zbor. Problema... Nu știu, azi 5 ani, 10 ani am luat. E mult. Da. Deci sunt foarte... Sunt eu și alți colegi de mei și prietenii mei care au făcut ore de aviație acolo, au luat ore pentru că aveam ultra ușoare. Deci gândiți-vă că vorbim de niște aparate care au 500-700 de kilograme. Deci sunt avioane ușoare care nu deranjează cu absolut nimic în mediul înconjurător. Deci singura amplasament pe care vrem să-l avem acolo este acest hangar care să aibă undeva la între 5-6 de metri pătrați și care să aibă o platformă în față pe care să poată fi să stau în avioane de siguranță. Dar vorbim, atenție, vorbim de activități private și vorbim de... Non-comerciale. Deci nu, să nu vă gândiți că de acum să meargă avioanele ca la aeroportul Bacău. Nu, deci este o activitate privată. Dar ar fi bine, nu? Ar fi bine să se întâmple să apară și o școală de zbor, pentru că, în principiu, pentru comună și pentru oraș, un lucru bun. Și mie mi-e ciudă că în Bacău nu există, deși există aerostar, nu există niciun club de aviație, da? Și în Suceava sunt trei, la Piatra Neam sunt trei piste de aterizare și amenajate foarte frumos. Și ar fi păcat că în județul Bacău să nu există niciuna. Pentru că aviația este o activitate foarte frumoasă. O să vă invităm fiecare dintre dumneavoastră, dacă o să vreți să zburați, să vedeți despre ce vorbim și vedeți că activitate foarte frumoasă care nu aduce decât un plus de imagine comună. Da, treaba înțeleasă. Înțeleasă, să fie legal, foarte evident bine. Ne dorim să fie legal. Nu dăm hotărâre, e vorba de avizul de principiu. Dar eu nu sunt de acord. La divers să mai aveți cu ceva? Mai avem la divers. Mulțumim. Și ați specificat și ce v-ați solicitat. Da, bună ziua, la revedere. Ce ne dorește
Cine cea mai mare plăcere? Mulțumim. Mulțumim. La revedere. La revedere sau vântul? Domnul Bale. Top 1, vă rog. Deci. Nu? Da. Începem atunci, o luăm. Top 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la Asociația Dezvoltare Intercomunitară Bacău. Știți că suntem membri și membri fondatori acolo și în fiecare an îi trimite acolo. Deci noi, ca comună de cuprins în lista de investiții prioritare, trebuie să dăm 1000 de lei, adică 10 milioane pe an contribuția la Asociația Dezvoltare Intercomunitară. Da. Discuție pe acest punct? Spune la vot, cine este pentru? Am trecut tot la fel. Potrivă? Abținere? Mai multe puncte care se rezolvă aici. Bine, bine, dar aici... Cotizația. Deci cotizația... El e pe toate dezbaterile, dar decât și așa de la un loc. Dar au legătură între ele, dar fiecare se arată. După aia, tot pentru adis, avem proiect de hotărâre privind modificarea anexei numărul 1 a hotărârii Consiliului Local Mărginești, județul Bacău. La hotărârea 71 din 18.11.2010 privind aprobarea masterplanului în sectorul de apă și apă uzată din județul Bacău cu modificările și completările ulterioare. Aici, deoarece mai multe comune, printre care Letea Veche, Moineștiu, nu, Dărmăneștiu, stai să vedem unde, nu e vorba de, e vorba de, așa, unde serviciul pregătirea proiectului Neamț. Comunile, deci Oituz, Ascuț, Sânduleni, Coțofănești, Letea Vechi, Nicolae Bălcescu, Căiuț, Ardeoani, așa au mai solicitat ca să extindă rețeaua de apă și apă uzată, canalizarea, așa, și să modifică masterplanul. Masterplanul care e revizuit, are o structură recomandată de Agenția de Mediu Mediu și anume, capitolul reprezintă sumarul executiv al masterplanului, capitolul 1 prezintă gradul general al revizuirii, tot, dacă mai apar solicitări la extinderii la apă și apă uzată la crab, obligați să revizuiască masterplanul. Asta e. Aveți un? Nu. Apropo de canalizare, știu că prin trebuie să strâng semnături. Pentru înscriere, ca să branșeze. Dincolo, unde este canalizare? Nu, pentru canalizare de aici. Au înțeles oamenii. La cea existentă? Pentru aia existentă, să vadă câte persoane își doresc să branșeze la canalizare. Dacă sunt mai multe persoane, obligați să mișcă și ei mereu. Spune-mi la vot, cine este? Potrivă? Abțineri? Mulțumim. Dacă trece canalizarea prin fața lor, nu este obligatoriu să-și tragă și apă. Și canalizarea. Dar acum nu mai bine, nu scrie. Nu mai bine. Da, sunt canalizare sau... Păi ei nu vin pentru că zic că o să plătească. Vrând nevrând trebuie să plătească. Canalizarea nu este făcută cu investiții fără acoperire. Să aibă și canalizare. Și este și civilizat. Dacă crabul o să-i constrângă, adică le taie apa dacă nu se le aducă la canalizare. Da, trebuie găsit o măsură de discuta cu fiecare în parte să se acordeze. Nu există. Să face vitează în față, sunt... Mulțumim, trecem la punctul 2. Să facă la asta de fața porții. Acum că doi, domnul. Cum? Proiect de hotărâre privind aprobarea stadiului de oportunitate pentru delegarea gestiunii activității de colectare și transport a deșeurilor municipale în municipiul Bacău și 22 din comunele limitrofe și a modalității de gestiune a serviciului de colectare și transport a deșeurilor municipale în municipiul Bacău și 22 din comunele limitrofe. Asociația Dezvoltare Intercomunitară ne-a trimis aici un studiu de oportunitate prin care arată scopul studiului, obiectul delegării gestiunii, zona,
așa, contextul legal, situația actuală privind gestionarea deșeurilor în municipiul Bacău, protecția deșeurilor și cuantificarea obiectivelor, protecția deșeurilor municipale, protecția deșeurilor în construcții și desființări, fezabilitatea tehnică a delegării, sistemul propus pentru colectare și transportul deșeurilor, colectarea deșeurilor menajere, colectarea deșeurilor similare, colectarea deșeurilor din piețe, colectarea deșeurilor din construcții și desființări, colectarea deșeurilor municipale, estimata se colecta, frecvența de colectare, investiții, infrastructura existentă, totul, deci, operatorul. Investiția e făcută, dar că avem acolo celula 1 și cu ce a făcut primăria municipiului Bacău prin fonduri europene. Condiții contractuale, aspecte din mediu și tot ce implică. Scopul prezentului studiu reprezintă fundamentarea necesității și oportunității de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare în area deservită de viitorul operator de salubrizare, respectiv dimensionarea tehnică și umană a viitorului operator al serviciului de salubrizare, dimensionarea parametrilor de performanță și a costurilor necesare pentru realizarea unui serviciu de calitate, identificarea investițiilor necesare din punct de vedere al serviciului salubrizare în area de servit de viitor operator, stabilirea condițiilor contractuale, inclusiv perioada de amortizare a investițiilor ce se vor realiza, obiectul delegării, contextul legal, zona delegată, serviciul de colectare și transport se va delega pentru municipiul Bacău și 22 de comuni. Deci municipiul Bacău și 29 de comuni au avut contract cu Soma. Și noi până câte avem? Păi noi mai avem vreo jumătate de ani, din câte știu. 8 luni zi. Cu Soma, după aia o să intre, s-o ținut, dar s-o terminăm cu contractul cu ei și după aia o să... Adisul, numele nostru, încheie și pentru noi contractul. O să intri la alt operator? Romprescu. Da, este Romprescu, este marginea verde. Și trei societăți astea operează instalațiile de acolo, de la celulă. Da, colectarea? Păi colectarea o face Romprescu. Mașinile verzi, care Romprescu sunt. Da, deci, e municipiul Bacău și 22 de comuni. Bereș, Bistrița, Buhoși, Cleja, Faraoan, Filipești, Gârleni, Gioseni, Căminuș, Corgești, Tești, Letea Vechi, Luizi Călugăra, Măgura, Mărginea, Nicolae Bălcescu, Prăjești, Răcăciun, Racova, Sarana, Săucești, Tamaș și Traian. Astea nu au avut. În rest, până la 93 de comuni, așa, au contract cu Romprescu. Ăștia au avut servicii, alții... Ăștia sunt sigur că da. Soma nu a mai primit... Soma face un serviciu la Sibiu? Un serviciu de colectare selectiv? Da, dar acolo au venit cu mașini noi. Dar cum poți să facă la tot de vine la Sibiu? Cum ți-a să facă și la noi ca să știți cum? Sabotează unul pe alții. Dacă nu și-au făcut serviciu, de-aia au câștigat alții acum. Deci, ei nu au mai câștigat. Aici. Discuții pe punctul ăsta? Da. Spunem la vot. Ce este? Potrivă? Abțineri? Mulțumesc. La punctul 3, vă rog, domnul Vane. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii și încheierii contractului de legare prin concesionarea gestiunii serviciilor de operare a instalațiilor deșeuri în județul Bacău. Deci contractul de delegare pentru operarea instalațiilor îl va face SC Ecosud SA București, liderul asocierii, SC Sorting SA București și SC Aduna Servimov SRL București. Ei o să opereze instalațiile acolo, ei au câștigat licitația. Taxe, salubritate, asta am stabilit-o în ședința din discuții decembrie. Discuții pe punctul 3? Da. Spune-mi la vot, cine este? Acum au mai venit cotizația anuală a patrimoniului la Asociația Dezvoltării Intercomunitară pentru Salubrizare. Pentru punctul 4.
pentru comuna noastră. Cât am aici nu mai știu care este, dar cred că n-am sărit, că le-am pus în oameni. 2.4, cotizarea nouă la Asociația de Dezvoltare. Pentru comune cu o populație între 5.000 și 10.000 locuitori, 6.000 de lei pe an, ca și anul trecut. Da. Pune-o la vot, țineți pentru. Potriva, abțineri. Mulțumim. Sunt la punctul 5, domnul Valent. Rețele școlare, am zis, planul de analiză. Planul de analiză și acoperire a riscurilor la Poni Mărgineri, varianta actualizată la data de 10.1.2008. Referatul domnului Gheorgheș, care zice așa, în conformitate cu articolul 6 din ordinea Ministerului Administrației și Internelor numărul 132/2007 pentru aprobarea metodologiei de elaborare a planului de analiză și acoperire a riscurilor și a structurii cadru a planului de analiză și acoperire a riscurilor, mă rog să aprobați discutarea respectiv aprobarea în următoarea ședință a Consiliului Local a planului de analiză și acoperire a riscurilor cu unei mărgine plan reactualizat. Și aici o societate autorizată, văd că am tocmit un plan de analiză. Așa, planul de analiză și acoperirea riscurilor are scopul de a asigura cunoașterea de către toți factorii implicați, a sarcinilor și atribuțiilor ce le revin premergător pe timpul și după apariția unei situații de urgență, de crearea unui cadru unitar și coerent de acțiune pentru prevenirea și gestionarea riscurilor generatoare de situații de urgență și de a asigura un răspuns optim în caz de urgență, adecvat fiecare tip de risc identificat și de a permite factorilor de conducere și de decizie să facă alegeri cele mai bune posibile referitoare la prevenirea riscurilor, amplasarea și dimensionarea unităților operative, stabilirea concepției și elaborarea planurilor de intervenție în situații de urgență, alocarea resurselor, forțelor și mijloacelor necesare. Obiectivele planului de analiză și acoperire a riscurilor sunt asigurarea prevenirii riscurilor generatoare de situații de urgență prin evitarea manifestării acestora, reducerea frecvenței de producere, ori limitarea consecințelor în baza concluziilor rezultate, în urma identificării și evaluării tipurilor de risc conform schemei cu riscuri teritoriale. Crearea unui cadru unitar de acțiune pentru prevenirea și managementul riscurilor generatoare de situații de urgență, realizarea în scurt timp, în mod organizat și într-o concepție unitară a măsurilor pentru pregătirea populației și a teritoriului, protecția populației, salariaților, bunurilor materiale și a colectivității de animale în situații de urgență, după aia, realizarea unei concepții unitare privind acoperirea riscului atât din punct de vedere financiar cât și logistic, stabilirea concepției și elaborarea planurilor de intervenție în situații de urgență, amplasarea și dimensionarea unităților operative, alocarea resurselor. Și aici îi prezint detalii, toate, dacă așa, mai citim, dacă... Discuție pe acest punct? Asta este punctul 7. Da. Avem cumva toate remunerați membrii ai Comitetului Situației de Urgență la nivelul Comunii Mărgineri? Nu. Și totuși cineva la Bacău a vorbit că la Mărgineri sunt remunerați membrii... Noi, taxa e... Eu știu că nu. Sunt niște facilități. Taxa e 13 lei care o strângem, strângem pentru materiale, pentru la... Deci nu sunt... Nu, nu. La impozit am înțeles ceva. Da, și cerem lucru la casă. Cerem la casă. Și aici prezintă șapte normativi, legea 481 a protecției civile, a 307 a apărării împotriva incendiilor, hotărârea din guvernul 492 din 2004, principii de organizare funcționale, ordinul 132 din 2007, hotărârea 557 privind managementul tipului de riscuri și o grămadă de legi aici. Da, să punem la vot, punctul 7. Cine se gândește? Împotrivă? Abține? Mulțumim. Rugat pe domnul să trecem la punctul 6, că l-am sărit.
Și asta e aici. Punctul 6. Ce la punctul 6? Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării de școală. Nu, a fost și nu a fost. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului urbanistic. E de fapt pentru o casă, de la Strugariu Ion, Domnul Strugariu, văd că vine aici cu o cerere, domnule primar, subsemnatul așa, titularul planului urbanistic detaliu pentru construirea locuință pe plusem, anexie și împrejmuire în satul Uncan Comunămărgen, vă rog să ne acordați raportul informării și consultării publicului. Stați așa o leacă să vă zic acum. Deci, Strugariu Ion și Marcela, în extravilanul satului Mărginea, sola 45, satului Mărginea, satului Luncan, pardon, comunii Mărginea. Și... Sunt vecinează aici cu moștenitorii lui Maria Ion, Avram Gheorghe, drum exploatat. Avram Gheorghe, unul ăla cu plinierele. Și din zona acolo? Nu, dar numai să nu plin că trebuie nu trebuie. Nu, e pe partea dreaptă. Pentru că el face la părâu, va avea pretenții peste 2 ani de zile, dar cu totul altceva, să-și facă primăria acasă. Să tragă curență. Canalizare? Nu văd că nu se învecinează nici cu un pârâu aici și n-are în planul de... Așa, nu văd pârâu aici. Cu Dunăre. Poate. Domnul Dada, spune unde e așa. Are, deci are în intravilan și are și o bucată de extravilan ceva. Acolo o bucățică. Înseamnă că-i dat fără. Nu-i interesant. No, dar inițiatorul proiectului ar trebui să susțină, că doar urbanismul e în zonă. Urbanismul e în zonă. Văd că are certificat de urbanism aici. Domnul Sam, chemă-ți-l pe rog. Semnat de primar, de Coșa, de Ioji Ionuț. E din 24-8-2017. Nu știi. Nu știu. Zona de tip rural cu regim de înălțime variabil, grad de ocupare a parcelei care a generat planul de urbanism cu detaliu este în prezent zero. Reglementări propuse. Se va construi o locuință cu regim de înălțime P plus M la distanța de minim 0,6 metri față de limita de proprietate din lor, la o distanță de 8 metri față de limita posterioară a parcelei, la o distanță variabilă de 12,7 metri față de limita de est. Limita edificabilă se va construi cu respectarea codului 5 și a codului civil. Suprafața construită maximă a clădirii poate fi 218, iar cea desfășurată deci de 436. Deci are la masat, are tot la fel. Beneficiarul se va branșa la rețelele. Haideți să o lăsăm să analizăm cel mai bine. Săptămână pentru următoarea ședință. Lăsăm, da. Trecem la punctul 9 atunci. Pregătiți-i o hartă, domnul Robert, pentru data viitoare. Documentația și... Ca să știm unde e amplasament. Oricum două săptămâni, ori fără două săptămâni. Oricum în iarnă nu s-a făcut nimeni din construit. Unde a fost gradurile se dea mai sus. La păduri, acolo. Proiect de hotărâri privind aprobarea raportului activității desfășurate de SDSU Mărginenea în anul 2017. Și domnul Gheorgheș Dorel zice în felul următor. Raport privind activitatea desfășurată de SDSU Mărginenea în 2007. Având
Apărarea împotriva dezastrelor constituie o problemă de interes public la care trebuie să participe autoritățile administrației publice, centrale și locale, persoanele juridice și fizice, pe baza unui sistem de măsuri tehnice și organizatorice, precum și ale activității specifice, așa cum sunt definite prin Ordonanța Guvernului numărul 21 din 2014, privind Sistemul Național de Management a Situațiilor de Urgență. Din punct de vedere a intervențiilor, SBSU, marginea, participat în anul 2017 la următoare. 4 incendii de vegetație în sate Luncani, Poiana și Margine, mai important fiind cel din satul Margine, unde în data de 2-3-2017, în zona stației de pompare numărul 1 Aviasan, a fost incendiată o suprafață de aproximativ 2 hectare vegetație uscată. Acestul fiind îngreunat, am intervenit cu bidoane cu apă, lopeți și măturaie. A fost nevoie de intervenția unei autospeciale de la ISU Bacău. După aia, 8 incendii de locuințe anexe sau coșuri de fum în satele Mărgineni, Barați, Luncan și Podici, cel mai deosebit fiind cel înregistrat în data de 1-11-2017, la locuința familiilor Curilă Coster și Curilă Valică din satul Podici, strada Șerpeni 45 și 47. Au fost distruse în totalitate acoperișul, tavanul și bunurile aflate în interiorul locuinței. În data de 10-1-2017, o echipă de zăpezire a participat la dezăpezirea locuințelor unor persoane în vârstă din satele Mărgineni și Podici. În data de 21-6 a fost efectuată o intervenție pentru evacuarea apei cu motopompa în zona locuinței domnului Dima Spiridon din satul Mărgine, strada principală 129. În data de 17-3-2017 și 19-4-2017 au fost încheiate note de constatare de comisiile formate din reprezentanța ISU Bacău, SEGA Bacău, Consiliul Județean Bacău, Ion Moldova și Primăria Mărgine referitoare la alunecarea de teren din satul Podiș, care afectează stâlpul de medie de tensiune numărul 72 din rețeaua LEA 20 kV prin 20 kV. Din măsurile stabilite, Primăria Mărgine revenindu-i sarcina de monitorizare a situației în zonă. În anul 2017, membrii compartimentului de prevenire și șeful Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență au desfășurat acțiuni de control și îndrumare la un număr 265 de gospodării ale populației și 7 controle la locașurile de cult, biserici, fiind întocmite note de control, respectiv liste de autocontrol. Cu ocazia acestor controle au fost date un număr de 98 avertizmente verbale pentru neregulile găsite, precizându-se termen de remedierile respective. Neregulile constatate sunt în general referitoare la coșuri de fum necurățate, anexe neiluminate electric, fumatul în casă, o situație destul de des întâlnită și care poate provoca evenimente deosebite sunt coșurile de fum necurățate. Din totalul incendiului la locuințe, din 8 incendii, 4 au fost la coșurile de fum. Cu ocazia controlului la biserici au fost constatate nereguli privind neverificarea instalațiilor de paratresnet, neverificarea anuală a stingătorilor existente, precum și număr redus al acestora. Așa, s-a desfășurat trimestrial ședințe de instruire cu personalul voluntar din cadrul SVSU, conform planului de pregătire. Trimestrial s-au desfășurat ședințe de instruire cu personalul voluntar. Servicii de instruire SSM, deci protecția muncii. În anul 2017, compartimentul prevenire a desfășurat următoarele acțiuni. În luna ianuarie au fost distribuite un număr de 23 afișe privind măsurile dispuse de Direcția Sanitar Veterinară Bacău referitoare la gripa aviară. În luna martie au fost distribuite un număr de 50 de afișe și 330 pliante, măsuri pentru prevenirea incendiilor specifice sezonului primăvară și arderi necontrolate. De asemenea, au fost organizate 3 puncte de informare preventivă, unul în data de 28-3-2017 în colaborare cu biblioteca și oficiul poștal Mărgineni și 2 în data de 29-3-2017 și 23-8-2017 în colaborare cu SC Daci Instal SRL. În cadrul acestor acțiuni au fost distribuite un număr de 378 pliante privind măsuri pentru prevenirea incendiilor specifice sezon de primăvară și arderi necontrolate și măsuri de prevenire a incendiilor specifice perioadelor caniculare și măsuri PSI perioade caniculare. În luna aprilie au fost distribuite un număr 23 de afișe privind regulile PSI în cazul manifestărilor cu public numeros.
În luna iunie și iulie au fost afișate la principalele societăți comerciale din comună și distribuite un număr de 590 pliante ca cu măsuri de prevenire a incendiilor specifice perioadelor caniculare și PSI perioade caniculare. Discuții ce rapide, rămâne la plăcerea noastră. Așa trebuie să mai stai să ți cigați. Discuții ce rapide, cu domnul Cândel. Eu consider că este de datoria celui care își îndocumește materialul să vină să-l prezinte. Dacă sunt întrebări suplimentare, este foarte bine să dea un răspuns tehnic și corect. Așa, dacă citim noi materialul și îl aprobăm, nu cred că am făcut nimic. De asemenea, în legătură cu strugariu sau alții care au de aprobat pentru case sau ce vor ei, e bine să vină și ei să explice exact zona unde este și ce dorește să facă. Când cu strugariu nu. Strugariu și cine mai este pe aici cu material. Cred că sunteți de acord. De acord, de acord cu tot. Deci cine tocmește cu materialul de hotărâre trebuie să susțină, domnule. Azi, punctul de vedere, să nu-i explice. Un exemplu, am cerut să fim și noi informați cu situația sănătății populației din comuna Mărginei. Niciun doctor n-a venit, sau doctoriță, să prezinte situația. Ori, ei mănâncă pâine din comuna Mărginei, pe spatele asiguraților, dar nu răspunde nimic. După aceea, o mizerie de nedescris. O să invităm la următoarea ședință. Sunteți de acord? M-am abținut, dar nu vine. Nu, invităm. Când s-a făcut vânzarea, m-am abținut pentru a să vinde clădirile. Ați văzut ce situație jalnică este acolo. Aproape nu-ți vine să te duci. Cred că, din punctul ăsta de vedere, au o anumită responsabilitate toți și o să vină să o prezinte aici. Cine are de întrebat să întrebi, sau ei se explice situațiile care sunt create în momentul respectiv. Deci mai supunem la vot acest punct sau așa? Amânăm. Vreți? Amânăm. Să vină din partea medicășurare, da? Să rămână aceeași treabă. Rămână aceeași treabă, da. Bine, atunci. Proiect la punct. Proiectul hotărâri privind aprobarea acoperirii de a deficitului bugetar a secțiunii dezvoltare a comunității de Subacol din excedentul bugetului local al anilor anterior. Având în vedere ordinul Ministerului Finanțelor Publice 3315 din 22.12.2017 pentru aprobarea normelor metodologice privind încheierea excesului bugetar în 2017, nu mai rămas niște bani acolo necheltuiți de anul trecut să-i putem transfera la secțiunea dezvoltare anului ăsta. Deci e vorba de 1.894.906,93 de lei. Discuții pe acest deci, punct? Deci transferat la secțiunea de dezvoltare, deci fără dezvoltare. Deci ce rămas în anii din urmă, sunt la 2018. Punem la vot, cine este? Potrivit, abține, mulțumim. Cine la punctul 11? Avem un plan de urbanistic zonal privind investiția construirii de locuințe unifamiliare în satul Mărnic, Ona Mărginea, județul Bacău, beneficiar Coman Gabriel Bogdan Pompiliu și Coman Eugenia. Aceeași problemă. Aceeași problemă. Aici, mai stați așa, stați aici, un pic, am văzut că aici mai are o hotărâre din Consiliu din 30.03.2017, unde i s-a aprobat puzul. Așa, el a fost mai departe la Consiliul Județean, a luat avizii, a luat certificat de urbanism. Deci, ar fi în regulă. Deci, să vedem ce zice hotărârea din 2017, care s-a aprobat-o atunci. Ala a fost un act de principiu. Bine, de principiu, dar acum acum. O luat, omul și-a luat avizii, tot ce a fost necesar și acum e în regulă. Dacă e în regulă? Da, a fost avizarea de principiu, documentație, deci... La toți trei? Familie. Roman Gabriel, numai care i-a pus toate numele din Gabriel Bogdan Pompiliu și Coman Eugenie. S-au trecut toți. Și are, ăsta e la capela acolo. Așa, deci a fost discuție aici care e partea pe Mărginea. Păi să-i spun o stradă de acolo. Băi, limpede, dar cum îi spune acolo, Hotarului? Nu, prin strada Hotarului. Așa, pune strada, așa se descifrează.
deci în strada Cotarului, vrea să facă loc parcelat și vrea să-și facă locuințe unifamiliare. Să mai scrie cineva la cuvânt la punctul ăsta? Da, eu spun la punctul ăsta. Toți cei care vin cu proiecte de genul ăsta să vină să vină să prezinte și cu documentația completă. Primul rând și în primul rând o hartă să vedem. Care tot și nu aveți serviciu de urbanism, să fie serviciul nostru de urbanism mai se. Când era evoluție, eu nu ți-mi dat ne aducea și ne lămurea. Atunci îl supunem la vot. Da. Asta e. Are toate avizile. Are avizile, da. Și acum se reavizea. La noi am dat cercat. Are avizile toate, nu fost în regulă. Pune la vot, cine este pentru? Potrivă? Abținem? Mulțumim. Diverse. Mai avem la diverse. Deci, domnule primar, noi preot parul Gânjul Vasili, cu membrii Consiliului Parohial al Parohiei Muncani, cu Cotropiatul Bacău, cu vii considerațiuni și aleasă prețuire, venim prin prezenta în fața dumneavoastră spre a vă ruga să binevoiți a ne aloca un sprijin financiar în sumă de 80.000 de lei, fiind necesară la începutul la începerea lucrării de reparații pentru conservarea Bisericii de Lembo Videnea. Monument, așa, cod el, MEBC2MA00852. Apa pluvială a pătruns pe sub biserică și soclul de piatră a dezvoltat o ciupercă care a măcinat, a afectat, măcinat și distrus talpa de pe fundație și prima grindă în toată partea de nord. La pronaos, naos, sfântul altar și întreaga pardoseală de lemn, umplutura de pământ cărată de ape a dezlocat pietrele din soclu, fundația s-a risipit, iar talpa groasă de stejar peste care se ridică pereții din bârne de stejar s-a deplasat, ceea ce a dus la apariția întrebârnea unor deschizături de 3-7 cm, pereții în parcă de sus fiind susținuți de acoperiș. Aici nu ține dată, vă rugăm rugămintea, cum o formulat? Noi, preot paroh, Gânjul Vasile, membrii Consiliului și Comitetul Parohial al Parohiei Luncan, cu una mărgine în propot. Nu asta, la paia aia cu noi. Sirinduieșezi. Cu vii considerațiuni și aleasă prețuire, venim prin prezent în fața noastră spre a vă ruga să binevoiți a ne aloca un sprijin financiar. Și aici, părintele, văd că a obținut un certificat de urbanism de la primărie. La obiectivul respectiv, noi în patrimoniul... Are și un contract de proiectare, are și niște... Județul nu-i dă niciun ban. Aici, dar mai zice, zice așa, stați-vă să terminăm. Deci menționăm faptul că contractul de proiectare în valoare de 34.082 de lei, semnat la data de 20.10.2017 cu firma SCA.O.D.EXIM.SRL, și este achitat integral. Urmând ca prin înțelegerea și bunăvoința noastră să primim suma necesară lucrări de reparații și conservare a cele mai frumoase biserici, monument istoric și arhitectură din județul Bacău, care vor începe în primăvara anului 2018. La biserica din lemn, fiind în mijlocul cimitirului, se oficiază slujbe la sărbătoarea Sfinților și la praznice împărătești, fiind solicitări pentru cei ce vin la mormintele celor adoriți. Satul lui Încan este situat pe frumoasa lung care îi trebuie și care curge la coale de mici genunirii dealurilor Preșa, Chicerea și Tocila și acolo se curăm pe șoseaua Bacău-Moinești la 12 km de municipiul Bacău. Și-o mai zis părintele, aici văd că are și la mitropolie aici o adresă, așa și la direcția de județeană de cultură Bacău. La tine la mitropolie. Dacă are. Intențiile sunt bune. Ducă la cultură, poate obține un fond european, nu? În incinta monumentului istoric, preotul a permis să facă morminte la fundația. Da, da, la fundație. Deci trebuie interzisul din partea primăriei, dată adresă, să nu mai dea voi să se construiască morminte în preajma acestui obiectiv de importanță. Da, dar nu mai poate, domnule, nu-i posibil. Dar noi nu suntem Consiliul Local Administratorul. Părintele vine la mine personal și a zis să merg la Consiliul Județean. Cu vorbit acolo. Și dacă îi dau acceptul, îi dă bani la Consiliul Județean. Eu nu m-am dus acolo. Zic, părinte, dacă eu merg cu dumneavoastră acolo, trebuie să merg toți preoți. Una e una, alta e asta. Trebuie interzis. Am sunat la Consiliul Județean. M-a venit domnul vicepreședinte și eu i-a spus destul de clar. Noi nu avem bani, cum zis că s-au dat foarte mulți bani pentru catedrală. Zici, câți bani s-au propus atunci pentru catedrală, noi am mai luat înapoi, am mai tăiat. Nu sunt bani. Și nu avem de unde să vă dăm.
Dumneavoastră ați făcut un proiect, puteți să faceți un proiect ca să... E valabil proiectul la și un alt an. Da. Proiectul este un proiect din partea urbană și trebuie interzis cu adresă din partea primăriei să nu se mai, facă morminte în curtea acestui. Cel mai bine e să mergem la patrimoniu. Ce-a fost să obținem de acolo un aviz prin care îi interzicem noi comuna să mai punem... Noi putem, tocmai, că noi suntem patrimoniul comunului. Patrimoniul comunului, dar trebuie și la direcția culturii. Nici o problemă să obține și la unii patrimoniu să zică de ce ați dat voie să nu mai... Doamne, noi suntem cei care putem hotărâ. Cimitirul e sus, de ce au adus morminte rând în biserică? Sunteți de acord cu scoate? Dar nu spune nimic. Ori dacă nu chemați toți preoții la primărie. Poate să fie încetat un sponsor mai aparte și să facă trimitere. Da, mulțumim, Marius. Bine, se poate aproba, dar nu-i mușa e să-i dăm, dacă... Poate aproba, da, să facă, da, să facă. Da. Să mă vadă, părinte. Tu le-am aprobat, dar dacă în buget nu sunt, dăm numai 1000, 2, 3, eu știu. Da, da, odată aprobat. Da, prezice, da. Da, da, băi, mai zi, și prinzi și altul după el. Dai Mai avem aici la Asociația Română pentru Propaganda și Istoria Aeronauticii Arpia, filiala Bacău, așa o adresă, prin care zice așa, în contextul manifestărilor aniversare ale centenarului Marii Uniri, o importanță deosebită au și activitățile dedicate sărbătoririi centenarului eroic zbor al Marii Uniri din 23 noiembrie 1918. Deoarece acest eveniment constituie un brand al județului Bacău, Consiliul Județean a întocmit un plan de activități în parteneriat cu Muzeul Județean și Arpia filiala Bacău, din care enumerăm reeditarea cărții zborului Marii Uniri, la care va fi adăugat un album de fotografii, inclusiv cu monumentul din Cona Mărgineni, realizarea unei medalii aniversare, un plic filatelic, prima zi, materiale publicitare, realizarea unei expoziții la Muzeul Județean și un simpozion festiv, reeditarea zborului Marii Uniri, ceremonial, militar și religios la monumentul din Cona Mărgineni, la 23 noiembrie 2018, având în vedere că acest zbor s-a executat de pe aeroport, aerodromul Mărgineni-Bacău, de faptul că în cinstea acestui eveniment s-a realizat un frumos monument dedicat eroilor aerului și a Comunei Mărgineni, Asociația Română pentru Propaganda și Istoria Aeronauticii filiala Bacău vă propune discutarea și aprobarea în cadrul Consiliului Local a unor măsuri adecvate sărbătoririi acestui eveniment de importanță istorică și națională. Punctul 1. Aprobarea unui parteneriat cu Arpia Bacău pentru realizarea unui simpozion centenarul zborului Marii Uniri în sala de ședințe a Consiliului Local, prin care Arpia filială Bacău se obligă să asigure lectorii necesari, iar primăria să asigure infrastructura și audiența necesară, veterani de război, oficialități locale, elevi, presă. Aprobarea demontării plăcii de marmură de pe monument, unde sunt înscrise numele primarilor comune, având în vedere contradicția cu semnificația istorică a monumentului. Placa poate fi montată în interiorul primăriei, în locul ei pe monument se poate pune o placă cu alți eroi ai comunii, de la Arhiva Națională Bacău. Aprobarea asocierii cu Consiliul Județean în vederea achiziționării contra cost a unui număr de medalii, plicuri filatelice, concar de alte însemne și a cărții zborul Marii Uniri, în scopul distribuirii către veteranii de război, oficialități locale, cetățeni, elevi, eminenți, instituții locale. Aprobarea acordării denumirii eroului zborului Marii Uniri, locotenentului aviator Niculescu, Bibliotecii Comunale Mărgineni. Aprobarea participării unei delegații din partea primăriei Mărgineni la deschiderea expoziției la Muzeul Județean Bacău și a simpoziumului festiv și mânarea unui mesaj către primăria Blaj. Aprobarea unui parteneriat cu Consiliul Județean și Arpia, filiala Bacău, în vederea organizării festivităților militar-religioase la Monumentul Eroilor Aerului
și ai comunei Mărgine la 23 noiembrie 2018, prin care ARPIA filiala Bacău se obligă să asigure formalitățile necesare către garnizoana Bacău pentru aprobarea participării muzicii militare, a unui detașament de militare, a gărzii de onoare cu drapel de luptă, a militarilor de strajă la monumentul în timpul ceremoniei, a survolării cu un avion ultraușor dacă sunt condiții meteo favorabile. Primăria Mărgine se obligă să asigure mijloace de transport pentru muzica militară, detașament de militari, gardă de onoare cu drapelul de luptă, prezența audiențe necesare cu număr mare de participanți, asigurarea mijloacelor de sonorizare, asigurarea desfășurării serviciului religios cu preoți din comună, vor participa și preoți militari, incluzând slujba de pomenire a eroilor, cât și asigurarea conform datelor a unor pachete ostașilor participanți, asigurarea unei mese festive contra cost a celor care doresc și achit anticipat contra valoarea meniului. Față de cele prezente, vă rugăm să ne prezentați cât mai oportun opinile și propuneri noastre pentru a demara acțiunile ce se impun. Dumneavoastră, un plan. Un proiect. Acest program este cuprins și în planul județului, cu toate măsurile care sunt prezentate și nu le-a aprobat și care le-au locat. Da. Iar întrebarea este, preoții vor mai bine dacă nu dăm bani? Da, cred. Cum se bani la bani se vine, nu-i problema. Și un asemenea program a mai fost făcut cu ocazia împlinirea 95 de ani de la Marea Unirii. Știți că o plecat tot de catalogor cu mesajul la Albanele. Da, activitățile foarte desfășurate. Prin anului 2018, până la da, 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 pentru un trei grani. Discuții ceva pe punctul ăsta, mai aveți? Nu pe punctul ăsta, da. Mai avem... Spune la vot, cine este? Pentru. Vă trebuie, abține, mulțumim. Mai avem o CRV a domnului Mondan Vasilită, administrator al SC care are măcelăria pe variantă. Și vrea scutirii la plata salubrității, întrucât el are contract cu Protanul. Protanul pentru ei. Nu avem nicio treabă noi. Dumneata ți-ai scos autorizații, hai măcelării, să-l scutim noi. Dacă sunteți de acord. Dar nu scutim mai oasele și drepturile specifice. Ce are? El nu face bunul. Nici eu nu fac. Eu i-am explicat. Deci sunteți de acord? Sunteți de acord? Nu de nimeni. Deci nimeni. Mai aduce la domnul... Ședința s-a încheiat? Nu, dar la diverse. Păi diverse a fost până acum. Păi dar nu s-a terminat diverse. Nu s-a terminat. Nu mai are. Da, mai e o problemă la diverse. Aveți vreo asta, da, spuneți. Deci toți consilierii să fiți de acord cu mine la ceea ce vreau să spun. Din câte știu, legea pajiștilor nu permite diminuarea sau schimbarea destinației pășunilor. În acest caz, că o să treacă avionul și să decoleze de pe aeroport, nu e o problemă. Dar cei care doresc să-și facă hangar și să-și amenajeze, nu știu ce vor acolo, trebuie sfătuiți să-și cumpere teren. Este acolo lângă unitatea militară. Sunt suprafețe de teren care, dacă vorbesc cu cetățenii, să-și cumpere teren, după aceea pot trece și cu avionul direct pe pășune, dacă doresc. Dacă să punem la dispoziție să-și construiască ce au ei, asta nu e posibil conform legii, dacă există... Dar există altfel... lege, domnul Cântea. Știu, știu. Și de aia trebuie să îndrumați. Cum eram primar când a venit directorul de la aeroport, și s-a făcut hangar. Domn director, cu părere de rău, nu se poate face. Cumpărați teren, vă faceți hangar și tot ce vreți dumneavoastră acolo, că o să zburați de aici, de pe aeroport, nu e nicio problemă. Ei pe da. Extravila n-au voie să facă construcții ușoare dacă au avizul Consiliului Județean. Domnul primar, dar citiți da. Legea 34 din 2013. Să-și facă, dar... Deci, legea pășunii... Să-și cumpere terenul, nu e o problemă. Lor, dacă nu, ia dacă ia lor, au voie pe extravilan, dar cu avizul Consiliului Județean. Să treabă cu terenul lor. Dar acolo va fi și protejat, dacă ia chiar în unitatea militară, unde e stația aia de radioemisie, poate să-și facă orice construcții vor ei. Are și baza, cum are bine. Exact, are tot ce trebuie. Și curent. Mai are cineva? Domnul primar, la legea 153, salarizare, vă amintiți ce scandal a fost atunci la personal, pe aici nemulțumiți și toți erau cei care, băi, principiile care stau la baza salarizării. E un articol 33 care prevede foarte clar că dumneavoastră sunteți obligați să afișați
de două ori pe an, la 31 a 9-a și 31 a 3-a. Lista cu toate, cu tot personalul și salariile. Da. Inclusiv zboruri, tot ce au, sumele brute. Specificați acolo. Și online, și doar funcția, nu nominal. Și a consilierilor, ca să știi tot, adică tot funcționare. Toate funcțiile. Funcțiile. Și alea trebuie să rămână afișate. La nivel de panou de afișat, și online, să fie, să fie... Mulțumim, mai are cineva? Ai voi. Propuneți fără ceva? Fără nume. Da, serviciul urbanist, funcția cu tare, referenții, este atât. Nu trebuie să spun. Da. Consilier local, nu trebuie să spun. O altă treabă care vreau să... Am vorbit cu domnul Sava în principiu. Odată constituită din nou poliția locală, ar trebui acea comisie de ordine publică înființată la nivel de consiliu local. Deci legea 155 prevede treaba asta. Deci un număr de minim 3 consilieri, primar, secretar, se constituie acea comisie de ordine public care analizează și conduce activitatea poliției locale. Dacă îmi dați voi să intervin, domnul Pietănuș, această activitate trebuie să fie inclusă pe ordinea de zi a unei ședințe de consiliu local. A s-a aprobat proiectul de funcționare și plan de ordine și siguranță publică, inclusiv comisia, membrii comisiei. Dar comisia nu e constituită. Păi tocmai, pentru că nu s-a dezvăluit în cadrul ședinței de Consiliul Local. Păi trebuia constituit înaintea ființării serviciului. Adică noi avem poliții locale și nu avem comisie de ordine public. Nu este normal. Legea 155, în care am citit-o și ne-am citat în ea, și atunci se fac obiectul, faci cu obiectul unui proiect de hotărâri și ședința următoarea ședință. Documentația este pregătită deja cu tot ce trebuie. Așteptăm includerea în ordinea de zi la următoarea ședință. O vom dezbate, vom stabili prin vot cine sunt membrii care fac parte din comisii și la treabă. Domnul Faraon mai avea ceva de spus, Dacă știam că era chestia de siguranță publică, era la o comisie. Nu, nu. Legea 155-2010 prevede clar. Nu este nicăieri. Domnul Păduraru. Domnule, eu vin cu o propunere, nu mare, mică, avem preoții cu noi, cu educația lor, cu educația noastră care primim. E mai mare jenantul să vii cu plugul, mergi toată noaptea și vezi că trece plugul frumos și a doua zi dimineață se scoală cetățeanul, ia de lângă gardul lui și-l aruncă pe mijloc. Și pe urmă te oprește pe tine cu o zi, bă, dar ce-o făcut cu plugul ăsta, o ce dea zăpat? Bă, dar unde e tatu zăpat? Bă, după s-o dau, ca un ograd, nu ți-e rușine, te spui cu noi. Nu se poate. Și am zis, vorbim cu părintele frumos, băi frate, trece plugul, nu trece, e zăpadă, nu mai dați zăpada și mizerile în stradă. Nu duce să spală la fund pe Românești și aruncă în mijloc în străzi. Dom'le, ce vă educație? Comisia pentru administrație publică locală, da? Eu cu asta, atât am gândit. Respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor, aici e apărarea ordinei. Păi și eu știam că este. Păi este. Este. Și eu ce am gândit? La liniște publice. Păi și eu ce spun? Eu știam că este. Domnul Tafalagă Costin. Iacob Iosif. Nu? Nu. Domnul Sarăs, dacă îmi permiteți, este comisia făcută. Dar Palagă Costică, Gheorghe Șuan, Ioșu Gheorghe, Cine de Andrei Vasile, Bărbăsit. Este comisia la nivelul Consiliului Local. Da, este comisia. Da, corect, corect, da. Aici ai discutăm de altă comisie. Aici discutăm despre comisia care se preocupă despre elaborarea planului de ordine și siguranță publică. Am înțeles. Deci tot la acea da, mai să discuțim. Noi mulțumim. Mulțumim frumos pentru participare. Mulțumim.